Dar dacă tu ai avea un card, câți bani ai vrea tu să ai pe el? Vreau multe. Nu cât de mult? 99. 99 de lei? Da. Ce să faci cu duci? Să... 99... Ceva de cumpărat vreo mâncare. Ce mâncare? Numai nu zi broccoli, te rog. Morcov. Dacă aș avea niște probleme cu mâncarea, aș cumpăra mâncare. Dacă ceva nu mi-ar ajunge, adică să mă uit așa și ceva parcă nu mi-ajungea, aș cumpăra ceva. Dar dacă tu ar fi să ai un card al tău, câți bani vrea să ai pe el? 1 miliard. De ce? De lei? Da, de euro. Și mai bine, și ce să faci cu ei? Să mi-i păstrezi bine. Și chiar nimic să nu-ți cumperi? La să-mi cumpăr și neapărat. Ce? Perfect. Hai să zicem că o să cumpăr tot. M-aș duce de două ori la mare, unde aș vrea eu. Aș cumpăra ce aș mai vrea eu, de exemplu haine, sau m-aș duce la o pizzerie. Și pe urmă le-aș da dacă, când o să fiu mare, la copiii mei să-și cumpere jucării. Dacă îți mai rămâne ceva. Da. Cred că îți mai rămâne dacă te duci de două ori la mare unde vrei tu. Dacă în fiecare zi ți-ar da pentru ceva, adică ai măturat, îți dau vreo 50 de lei, depinde de ce lucru, adică dacă toată casa îți dau 50 de lei, dacă camera ta 10. Așa. Și tu când crești mare, pe urmă ai foarte mult, adică o zi 24 de ore, dar... În 24 de ore poți să faci, de exemplu... Oho, câți bani? Păi spune minimum niciunul. Independența și responsabilitatea încep din copilărie. Fincom Bank știe asta și îi oferă copilului tău cel mai memorabil cadou, numai bun de pus sub brad. Primul card din viață, primul pas spre decizii independente.